pentru cei care nu mă cunosc, dați-mi voie să mă prezint. Deci Voia Cornel mă numesc. Sunt născut în anul 1940, aici în Alba Iulia, deci peste o lună voi împlini 78 de ani. Sunt absolvent al liceului, promoția 1957. Deci în anul trecut am sărbătorit Ovidiu, cea de-a 60-a. Cu toate că m-am pensionat în anul 2002, deci acum 16 ani, faptul că mă găsesc în fața dumneavoastră astăzi este o dovadă că nu mi-am uitat locul de muncă. Cifra 2 pe mine nu mă obsedează, dar mă voi folosi de această cifră pentru a trece în revistă câteva evenimente istorice care ne-au marcat nouă românilor existența. Ne găsim la doi pași de două centenarii. Cele două centenarii, mamă și fiică, le-am numit eu, sunt despărțite prin două luni și două zile. Încercați să urmăriți și tabelul. L-am rugat pe două profesori să mă ajute, pentru că eu am ceva probleme cu scrisul. Și am mai pus și în sus acolo, deci respectăm spiritul laboratorului de fizică în care ne găsim. La fizică se fac experiențe, se desenează astfel de tabele, se fac calcule. Cele două centenarii, deci mamă și fiică, sunt despărțite prin două luni și două zile. Le-am numit așa pentru că dacă nu era mama, nu se năștea fiica. Primul centenar, deci cel al Marii Uniri, de la 1 decembrie 1918, iar cel de-al doilea este nașterea oficială a liceului Mihai Viteazu din Alba, la 3 februarie 1919. Luna februarie este a doua lună a unui an. Și astăzi ne găsim în data de 2 a doua. De luna februarie sunt legate două evenimente. Pe unul l-am precizat, e vorba de nașterea liceului nostru. Și un altul este 28 februarie, când curmea doi martiri, Horea și Cloșca, au fost zdrobiți cu roata. Aceste numeroase dualități de evenimente au o mare importanță pentru Alba Iulieni și nu numai pentru ei. M-am tot gândit cu ce aș putea contribui și eu la marcarea acestor evenimente. I-am zis prima dată comunicare științifică, la ceea ce intenționez să fac azi. Științific, probabil că e cam pretențios. Haideți să o numim doar comunicare. Nu o să vă prezint această comunicare prin citirea unui text. O să o fac prin prezentarea unui film. De aceea ne-am și adunat aici în laboratorul de fizică, ca să puteți privi pe monitor. Așa că te invit și pe tine, Rodica, să te apropii de... Filmul pe care o să vi-l prezint nu este un film artistic. Deci să nu vă așteptați să întâlniți actorii noastre preferați. Este un film documentar pe care l-am realizat cu modestele mele mijloace tehnice, cu telefonul, cu laptopul. Tot modeste sunt și cunoștințele mele în utilizarea acestor device-uri. Deci, v-aș ruga să nu fiți foarte critici dacă nu am reușit să realizez un film cum întâlniți pe Discovery sau pe, mai știu ce alt canal, National Geographic. Dacă, după vizionarea
de astăzi, deci filmul respectiv e postat și pe YouTube. Am uitat să vă spun treaba asta. Însă nu l-am făcut deocamdată public. Dacă considerați că merită să-l fac public, o să-l fac. Filmulețul respectiv o să-l regăsiți și într-o cărțulie pe care o să o mânesc fiecare participant. Nu vă spun titlul ei deocamdată. Vă mulțumesc tuturor pentru că m-ați onorat cu prezența și vă doresc vizionare plăcută. Sper că au pornit multe care, da? Da. Dar înainte de a derula filmul, că a făcut un stop cadru aici, vă spune ceva acest moment? Prenumele, dar am pe socul meu. Da. Voi începe să-l derulez. Vă spune ceva numele ori 10? Cu excepția unor istorici, multora dintre noi nu ne spune nimic acest nume. Prin 1 mai anului 2017, navigând pe internet, am găsit un fragment din prefața cărții intitulată Istoria Imperiului Otoman, prefațatorul cărții fiind orientalistul Virgil Ciocâtan. Iată acest fragment. Aurel Decei se naște la 15 aprilie 1905 în comuna Gura Argului, județul Sibiu, din părinții Aurel Decei, notar comunal, și Ioana, născută Arsenio. Școala primară o face în comuna natală, iar liceul la Sibiu, Blaj și Alba Iulia, în acest din urmă oraș, trecând și examenul de bacalaureat. Încheie acest citat cu observația că mama sa, nepoată de preot, s-a numit Arsenie, nu Arseniu, și examenul la acea dată s-a numit de maturitate, nu de bacalaureat. Informația că Aurel Decei a fost elevul liceului nostru mi-a trezit curiozitatea și m-a determinat să caut cât mai multe date despre acest necunoscut. În investigațiile mele m-am folosit de internet, de cartea lui Ioan Opriș intitulată Aurel Decei sau Destinul Disperării, de documentele școlare aflate la Direcția Județeană Alba a Arhivelor Naționale, de credenționalele Muzeului Național al Mirii Alba Iulia și, în plus, am făcut o vizită de documentare la Gura Râului. Ziua vizitei, 17 iulie 2017, a fost o zi frumoasă de vară a lumii cuptor și am fost însoțit de doi prieteni, profesorul de fizică Ion Damian și medicul veterinar Dorin Popovici. În vizita respectivă m-am bucurat de amabilitatea și ospitalitatea domnului profesor Dumitru Câmpean, director la școala din localitate, căruia îi mulțumesc această cale. Cu ocazia acestei vizite am luat cu ajutorul telefonului multe imagini, o parte dintre ele prezentându-le în acest filmuleț. De asemenea, am filmat, editat și publicat un film pe YouTube. Puteți găsi filmulețul sub titlul Pe ulițele satului lui Aurel Decei. Asta e alt film. În zilele noastre, ierarhizarea personalităților științifice se face cu ajutorul indicelui Hirsch, care se calculează cu o formulă matematică în care intră numărul total de publicații și numărul total de citate preluate de alți autori din respectivele publicații. Pe de altă parte, inteligența este măsurată prin valoarea coeficientului de inteligență IQ. Coeficientul mediu de inteligență al unui om este 100.
În prezent, cel mai mare factor IQ cunoscut la om depășește valoarea de 240. În perioada vieții lui Aurel Decei, nu existau astfel de criterii pentru ierarhizarea personalităților sau de măsurare a inteligenței. După modesta mea părere, Aurel Decei este cea mai importantă personalitate a tuturor timpurilor care a absolvit fostul liceu Mihai Viteazu din Alba Iulia, actualul Colegiul Național Horea Coșca și Crișani.